Una dintre problemele încă nerezolvate de autoritățile locale din Roman și Cordun rămâne achiziționarea suprafeței de 7,5 hectare de teren din perimetrul stației de captare a apei de la Pildești. Nici autoritățile locale de la Roman și nici cele de la Cordun nu au repus pe tapet chestiunea, deși este vorba de o problemă de siguranță sanitară. Primarul comunei Cordun, Adrian Ciobanu, a spus că problema ține de interesul edilelor romașcani și al companiei Apa Serv. La acest capitol nu am negociat cu nimeni nimic și nu s-a concretizat nicio discuție. Nu am mai avut nicio solicitare, nici din partea municipiului Roman, nici din partea Consiliului Județean, pentru achiziționarea terenului respectiv. Dar cum vedeți rezolvată această problemă în care este maximă importanță și trebuie până la urmă acolo mai pătrund acele animale în zona aceea de protecție? Dumneavoastră aveți dreptate aici la capitolul ăsta, dar din punctul meu de vedere această problemă nu este problema noastră, este problema dumnealor. Dumnealor ar trebui... Persoanele interesate ar trebui să fie cele care ar trebui să facă primul pas pentru această problemă. Nu știm dacă dumnealor doresc achiziționarea acestui teren. Compania Apa Serv, Consiliul Local Roman, Consiliul Județean, cei care sunt interesați. Și edilul șef al Romanului, Lucian Micu, a declarat că problema nu a mai fost reluată în discuție și că în niciun caz în bugetul acestui an nu este prinsă o asemenea finanțare. Această chestiune va reintra în atenția municipalității abia în 2018. Vă referiți la puțurile de captare de la Pildești? Da, în momentul de față nu avem în calcul o astfel de variantă. Dacă bugetul anului viitor va permite și un astfel de lucru, putem discuta. Cert este că în momentul de față avem în sfârșit un dialog cu Comuna Cordun. Problema datează încă din anul 2001, când reprezentanții Inspectoratului de Protecție a Mediului Neamț, ai Regiei Apele Române și ai defunctului Goscom au verificat în teren respectarea normelor cu privire la zonele de protecție sanitară de la stația de captare Pildești, care aprovizionează cu apă municipiul Roman. La vremea respectivă s-a constatat că perimetrul de protecție cu regim sever nu era în totalitate și eficient împrejmuit, terenul aparținând comunei Cordun. În zona au mai fost găsite atunci și câteva stâne de oi care infestau pânza freatică. Încă din 2001 s-a dispus de către organele de control trecerea în proprietatea operatorului de apă și a municipiului Roman a întregii suprafețe de teren cuprinsă în zona de protecție cu regim sever, întocmirea documentației cadastrale, desființarea depozitelor de deșeuri, refacerea împrejmuirii zonei de protecție, formarea unui perimetru de restricție și asigurarea pazii acestui perimetru. De atunci au trecut 17 ani și problema nu a fost rezolvată. În urmă cu 2 ani au fost prevăzute fonduri pentru achiziționarea acestor terenuri. În bugetul Romanului a fost întocmit un proiect de hotărâre la care însă s-a renunțat din cauza negocierilor eșuate cu ex-primarul comunei Cordun, Adrian Diaconu, care cerea o sumă exorbitantă pe aceste terenuri. Singura măsură luată în ultimii ani a fost împrejmuirea celor 7,5 hectare de teren și asigurarea pazei perimetrului pentru a împiedica turmele de animale să mai pască pe acest teren și în felul acesta să infesteze pânza freatică.